Ziua, dacă vreți să precizați pentru ziua ora de Cluj, de ce ați făcut aceste plângeri? Nu vreți să... Nu, pentru ce? Cine voi sunt? Sunt ziarist. Și? Dacă doriți să ne precizați motivul pentru care ați făcut aceste plângeri și care e nemulțumirea dumneavoastră? Eu dat poziția mea acum. Acum, eu înțeles că s-a dat o decizie pentru data de 25. Eu mențin poziția mea. Eu am probele. Tot ce eu fac ca acuzația, eu pot să le susțin. Motivul nemulțumirii dumneavoastră care a declanșat aceste plângeri? Tulburare de posesia. De două ori tulburare de posesia. Abuz în funcțion. Deturnare de bani public. O grămadă de fapt. Eu am dovedi aici. Eu am dovedi. În ce sens ați fost tulburat în posesie? Prin ce? Prin închidere ușile mele. Proprietate privată. E simplu. Pot să-mi explicat dacă procuror scot de urmărire penală persoană pe baza că nu este nicio motiv de acuzație și eu spun că lipsește 35 metri pătrat din proprietatea mea. Eu am întrebat procuror cu plângerile mele să-mi explic cum școala populară are 292 metri pătrat pe CF, eu am 251 metri pătrat. Mă lipsește la mine 35 metri pătrat. Școala populară folosește 35 metri pătrat în plus. Matematic se vede clar că este tulburare de posesia. Asta e un prima punct. Pe alt adres, teren a fost îngrădit. Teren aparține la domeniul public. Ușa mea de 5-6 ani e închis. Și aici e nu drept de servitut, e tulburare de posesia. Asta e două puncte. Eu am mai multe puncte. Acum, adevărat că eu m-am prezentat singur și judecator v-a dat o soluție. Posibil că eu mal m-am exprimat. Dar eu am dovedi escrit. După dovedi și dosar că eu depus, pe asta trebuie să bazez. Nu pe vorbele. Că e foarte ușor să vorbești. Am înțeles nemulțumirea dumneavoastră față de administrația locală. Da. Ați făcut plângere și împotriva unor avocați. Este abuz în funcțion, este abuz în funcțion calificat. Eu mențin tot asta. Eu mențin. Și împotriva unor avocați? Eu am împotriva unor ziariști. Și un ziarist, da. Tot e explicat. Eu am 50 pagi de acuzația și precizare la filele pentru ce eu acuzez. Eu pot să demonstrez asta. Eu nu am intrat încă pe fund dosar. E foarte ușor acum să discutăm de tot fel tot fel de lucru numai să anulez proces. Mulțumesc frumos.